Hai te bine, a venit Diagon. Vă salut cu respect, distinși vlog spectatori. Probabil că din titlul vlogului de astăzi înțelegeți două chestii. Prima, a descoperit Mariciu apa caldă și doi, l-au plătit ăștia de la HBO să vorbească despre Game of Thrones. Vă asigur că nu e niciuna dintre aceste două variante, ci pur și simplu de la începutul Paștelui, din prima zi de Paște, până astăzi am stat și am făcut binging pe Game of Thrones. În momentul de față am ajuns la sezonul 7, episodul 6 sau ceva de gen. Dragonaș, cine-i tati Dragonaș? Tu ești. Și dacă tot am făcut nebunia asta de la Paște până astăzi, am zis că, bă, trebuie să fac un clip în care sper să-i conving pe aceia dintre voi care nu s-au uitat până acum la Game of Thrones să se uite. Asta pentru că, din punctul meu de vedere și din al meu scris, Game of Thrones este unul dintre cele mai bune seriale care au fost făcute vreodată. Și atenție, zic că unul dintre cele mai bune, nu cel mai bun, pentru că mai există și La Bloc, mai există și Trăzniții NATO, mai există și Esmeralda, Clona și multe alte, Tânări și Neliniștit și multe alte seriale foarte șmecher. Ce faci tu? Ce faci tu, Dragonul? Dragonul. Acum hai să vă zic ce m-a prins pe mine cel mai tare la serialul ăsta. În primul și în primul rând sunt mai multe fiere, mai multe povești, mai multe fiere ale acțiunii. Din perspectivele personajelor, că sunt mai multe personaje principale din punctul meu de vedere și sunt mai multe povești. Și îmi place foarte mult că trece de la o poveste la alta foarte ușor și că la un moment dat poveștile astea se interconectează. Și cel mai mult îmi place că se joacă foarte mult cu personajele. Dacă în sezonul 1 îți displăcea un anumit personaj, ajungi în sezonul 3 să zici, băi, mie îmi place de ăsta acolo. Adică se joacă foarte mult cu percepția privitorului privind personajele. Și încă o chestie care te ține în priză e că, băi, tot timpul se întâmplă ceva care te surprinde. Adică creatorii personajelor îți iau un personaj, ți-l trece prin mai multe stadii. Ba e oribil, ba e plăcut, ba e viteaz, ba e laș și la un moment dat renunță la el, efectiv îl omoară. Adică ușurința cu care renunță la personajele care te-au făcut să treci prin mai multe stări de-a lungul sezoanelor, face din serialul ăsta, îl face să fie foarte spontan și tot timpul vine cu ceva nou, te uimește tot timpul. Pe mine unul m-a săturat tiparul ăsta de serial care are două personaje principale, în jurul lor se învârte totul, e și o poveste de dragoste pe acolo care te face să dai ochii peste cap cu toate clișeele și evident că nu mor niciodată și o lălăie de la sezon la sezon în speranța că mai fac niște bani cu serialul ăsta. Serialul ăsta Game of Thrones, chiar dacă a ajuns la 8 sezoane, că ăsta e sezonul final, cred că a fost gândit cap-coadă pentru 8 sezoane. Adică în sezonul 7, de exemplu, aflăm care e faza cu un personaj de ce repeta în continuu, Hodor. Bănuiesc că nu se ajungea la sezonul 7, adică cine a gândit toată structura asta a gândit-o foarte bine cap-coadă, nu, hai să mai punem încă un strat de glet, hai, cum fac ăștia casele fără autorizații, bagă acolo, bagă un parter, după aia când mai merge, mai bagă un etaj, aia mai băgăm un etaj și mai punem și o mansardă, știi, ca să maximizăm spațiul ăsta, așa fac unii cu serialele. Ei bine, Game of Thrones cred că așa a fost gândit cap-coadă și asta te face să fii super captivat de tot ce se întâmplă acolo. Și să ne întoarcem puțin la personaje. Mi se pare că sunt foarte bine scrise și de ce zic asta? Te face să te atașezi de ele, fiecare sau să le urăști, trezesc ceva în tine. Băi, o să așa, sunteți care, cum ar fi. Fie le urăști, fie le iubești, nu te lasă indiferent și de asta zic că sunt scrise bine. Evident că apelează la niște clișee din operele grecești sau din operele shakespeariene, dar sunt, spre deosebire de marea majoritate a serialelor, personajele astea chiar trezesc ceva în tine. Așa, încă o dată vreau să subliniez faptul că nu există o poveste de aia de dragoste care să te facă să vomiți pe telecomandă. Acțiunea e acțiune pură, da, se mai infieri pe câteva mini-povești de dragoste, dar nimeni nu apasă pedala pe acolo, cum se întâmplă în multe seriale de duzină, care vor doar să umple timpul și să folosească clișeul ăsta al dragostei cât mai mult ca să facă mai multe sezoane să ne plictisească. Ar fi multe exemple de gen. Mentalist, care pornise super șmecher și după aia a început să se concentreze foarte mult în jurul poveștii dintre mentalist și detectivă. Salvation, ăsta l-am uitat recent la el pe Netflix. E bună ideea, un asteroid e detectat că vine spre planetă și oamenii încep să se agite, se sparg oamenii în două tabere, unii care vor să facă ceva, alții care vor să facă ceva. E interesant conceptul și
miezul poveștii, dar după aia o ia razna și se duce într-o zonă de asta de poveste de dragoste. E o tipă de care se îndrăgostește unul, că o salvează și după aia o salvează altul și apare amantlâcul ăsta, triunghiul conjugal, te obosește la un moment dat. Vrei? Și tu vrei o acțiune pură, vrei să vezi acolo cum își taie ăștia gâtul. Ei bine, asta se întâmplă în Game of Thrones. Și încă o dată zic, mare fără rău de tot faptul că nu protejează personajele, adică în sezonul 1 te atașezi de un personaj super mult și ți-l omoară fără nici cea mai mică reținere, adică asta mi se pare incredibil. Nu așa, Sasha? Nu așa? Frumos, nu? Elegant. Așa asta mă duce la un aspect important. Eu acum am făcut binging, că slavă Domnului, cele 7 sezoane integrale sunt pe HBO Go, plus serialele care apar acum din sezonul 8. Pe că luni o să fie episodul 4. De fapt, ca sigur episodul 4. Și am înțeles că sunt 6 episoade sezonul ăsta final. Deci mai sunt încă 3 episoade de apărut în total. Și pentru mine e ușor acum, că eu pot să intru să le văd cap-coadă, nu mai trebuie să aștept 2 ani. Între sezonul 7 și sezonul 8, oamenii au așteptat 500 și ceva de zile. Mie mi se pare super greu, eu acum sunt, nu mă pot ridica de pe canapea, stau și dau serial pe serial. Mi se pare fantastic cum a reușit să țină oamenii în suspans atâta timp și să creeze așteptarea asta față de el. Cred că asta spune totul despre poveste și despre calitatea serialului. Eu nu sunt un mare fan al serialelor de tipul ăsta cu acțiune care se petrece în mediul antichitate, oameni care se bat cu săbii și apare animale mistice și alte chestii. Mie îmi plac serialele mai actuale, mai, să zicem, anii 80 spre prezent. Cât și doamnește și în viitor, adică îmi place Star Trek, îmi plac multe seriale de genul ăsta. Dar nu sunt fan serialelor de tipul meu, bă, și de asta a fost și motivul pentru care nu m-am uitat până acum, sincer să fiu. Era hype ăsta și era, bă, lasă-mă, sunt niște băieți îmbrăcați în blană care își taie capul. Wow, super! Bă, dar povestea e atât de bună! Incredibilă! Bun, acum că am scos toată nebunia asta din sistem și chiar vă recomand să vă uitați la serialul ăsta, dacă nu v-ați uitat, încercați să vă călcați pe ego și pe principiul ăsta, bă, lăsați-mă cu prostia voastră că eu nu sunt ca voi, dați-i o șansă, uitați-vă la primul sezon, credeți-mă că o să vă prindă și o să vă facă varză, nu o să mai aveți nicio viață, nici la vlogurile mele nu o să vă mai uitați. Și mai știu că pentru aceia dintre voi care vă uitați la serialul ăsta și v-ați uitat de atâția ani la serialul ăsta, eu o să par gen așa amator, că am venit eu să vă zic, băi, uitați focul, dacă dați cu două pietre, ciocniți două pietre lângă niște fân și niște lemne, faceți focul. Știu că o să par super amator, dar trebuia să scot din sistem faptul că am descoperit serialul ăsta și că am stat aproape o săptămână pe canapea uitându-mă la el. Deci vă recomand din tot sufletul serialul ăsta, mi se pare foarte bun. Simțeam să fac clipul ăsta, mă bucur că am făcut clipul ăsta și sper să convertez măcar 10 dintre voi se uită la Game of Thrones dacă nu v-ați uitat până acum. Ionesco? Da? Vrei să faci o adăugare, ceva, o completare de acolo din cameră? Da, îmi place foarte mult serialul și vreau să se termine ca să văd și eu care e treaba. Eu am înțeles că Georgiana mai adoarme uneori la când din maratonul ăsta, că sunt zile în care stăm și ne uităm câte 6-7 ore la Game of Thrones. Ea adoarme acolo, stă moțe, doarme vreo 2 ore, deschide ochii, ce s-a mai întâmplat, cine a mai murit? Stau și îi povestesc, eu o actualizez. E foarte amuzant modul în care facem noi binging-ul ăsta pe Game of Thrones. În altă ordine de idei, la ce seriale m-am uitat în ultima perioadă, ăsta ar fi pilonul principal. Săptămânile trecute ne-am mai uitat, v-am mai zis, la Queen of the South pe Netflix, ne-am mai uitat la Our Planet, la fel un documentar foarte bun pe Netflix despre planetă, despre planeta noastră, și la Salvation. Are două sezoane, sezonul 2 se cam termină în pom și se termină ok, are o rezolvare, dar nu se mai face, nu mai apare sezonul 3. Bun, aia e povestea cu asteroidul care vine spre planetă, mă obosește foarte tare, am întâlnit cu ăla acolo, mă doare capul, deci vine să vomit când văd aberațiile alea, dar e o idee bună, adică e un serial la trecerea timpului. De asta zic că poate este entuziasmat acum, sunt foarte entuziasmat de Game of Thrones și pentru că am văzut în ultima perioadă niște seriale o tocmai fantastice, decente. Și când te trezești cu dită mai producția asta, povestea asta super bine scrisă, normal că că bend the knee, ca să zic, ca în serial, că te aplici și pup mâna regelui. Ce vă să șică? Da. Cred că asta a fost cea mai interesantă parte din tot vlogul de astăzi, nu?
Suntem cu toții de acord? Suntem cu toții de acord. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, pentru Sășica, nu pentru mine și recomandările mele. Dați și voi un like la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Pregătiți-vă, puneți-vă centura de siguranță, pentru că urmează în perioada următoare niște vloguri foarte șmechere, pentru că am pus la cale niște chestii, am filmat, o să le editez, o să le pun, plus că plecăm, unde, o să zic, Georgiana, unde plecăm? Plecăm la Barcelona, în Barcelona sau la Barcelona, ei, plec la, ai în Barcelona, că la Barcelona sună puțin dubios. Și mai am un anunț de făcut. În descriere aveți un link unde puteți să o votați pe Ionesca. Este nominalizată la Digital Divas. Asta e un soi de gală de decernare, de premiere a gagicilor din online care creează conținut pe internetii românești. Și Georgiana este nominalizată la două categorii. Categoria 1 este newcomer on YouTube, fashion and beauty, newcomer on YouTube și newcomer on Instagram, a doua categorie. Deci intrați acolo și votați-o, aveți link în descriere, vă mulțumim. Dacă, la numărul 6 și 8. La categoria 6 și 8. Acolo puteți să votați și mai multe individe, dar eu vă recomand doar pe Georgiana să votați, că e cea mai tare. Acesta a fost locul de azi, votați-o, vă mulțumesc. Alea, sper că am fost util, Doamne, cât de haotic sunt, o să vă tot aduc aminte că până pe cât era, până pe 14, deci următoarele vloguri tot vor avea o componentă de votație pe Georgiana, nu-i așa, Sasha? O votăm pe mami, pe la Digital Diva să câștige? Azi că dacă o să câștige, o să urce pe scenă cu un tricou cu Ionesco. O să fie puțin ca în grea chestia asta, adică eu știu că pare așa ușor, ce zic, că e mare lucru și a pus un tricou. Dar gândiți-vă că ea trebuie să-și facă o ținută, pentru că acolo va fi o gală unde vor fi toate fashionistele astea din online și va trebui să aibă o ținută care să conțină și acest tricou cu Ionesco. Adică nu e ușor, credeți-mă. Bine, Doamne, cât am abia arătat, acesta a fost locul de azi. Da, mă bucur că am revenit pe YouTube. Ok, acum mă uit la Game of Thrones. Și scrieți-mi în comentarii, dacă v-ați uitat la Game of Thrones și dacă vă place sau dacă am aberat eu, dacă nu sunteți de acord cu mine ce am zis. Și mai scrie în comentarii ce seriale ne mai recomandă. Da, și dacă ați votat-o pe Ionesca. Acesta a fost vlogul de azi. Ta-da!